ora 22:43 de minute s-a dat alarma în baza Smurd Floreasca. Două minute mai târziu, echipajul pornește spre adresă. S-a anunțat un bărbat zace fără suflare în propria locuință. La caz se află deja pompierii salvatori. Manevrele de resuscitare au început. Pacientul a suferit un stop cardiorespirator. Mai pe înțelesul tuturor, plămânii și inima bărbatului nu mai funcționează. Este practic ținut în viață de oameni roșu. Da, doamna a avut plecată și a zis că a lăsat să doamnă, nu știe nici exact de pe timp. Ok, bine. Echipajul Smurd depune eforturi supraomenești să-l readucă la viață pe bolnav. Omului s-a făcut rău și i-a spus soției că merge să doarmă în speranța că își va reveni. Astfel, nu se știe exact de cât timp i s-a oprit inima. Doctorul Florența Iancu află că pacientul avea probleme cardiace și urmă tratament. Acum încearcă să-i salveze viața. A trecut mai bine de jumătate de oră de când bolnavul este în stop cardiorespirator. Șansele de supraviețuire sunt o minune. Chiar și așa, oamenii roșu nu renunță. Eu la 6-2, că mai la 2 am ajuns la spitalul. Din păcate, la ora 23:40 de minute, medicul Smurd este obligat să declare decesul. Inima bărbatului nu a mai rezistat.